Reprezentanții statului se laudă că au grijă oamenilor pe timp de carantină, dar iată, vedem că instituțiile nu prea funcționează sau nu funcționează așa cum ar trebui ca oamenii să aibă acces la ele. Iată, mi se plânge Igor Fediuș că s-a dus cu reclamația asta la Procuratura Generală și l-au trimis la plimbare, ci că trebuie să o trimiți prin poștă sau pe internet, pe site-ul lor. Omul a intrat pe internet, pe site-ul lor și a găsit următoarele. Site-ul Procuraturii Generale, care ne surzește de la bun început cu o muzică sinistră. Și când intri la contacte, nu ai decât adresa de trimis prin poștă, deci trebuie să te duci să mai interacționezi cu niște oameni la oficiul poștal. După care cauți contacte și nu găsești, cauți, uite, și trebuie să aștept și desenul ăsta al lor să se deschidă de fiecare dată. Informații de contact au doar tot așa, adresa poștală și telefonul și acest formular prin care să trimiți text. Nici de cum nu poți trimite un fișier, un document cu eventual probe sau ceva. Deci, o adresă e-mail nu vor, n-au chef să afișeze Procuratura Generală. Aici când intri la căsuța asta cu e-mailul, nu te duce decât tot aici, la informația de contact. Nici în limba rusă, nici în engleză nu sunt mai sociabili. Deci putem să ne creăm impresia că Procuratura Generală nu funcționează. S-a închis pe motiv de carantină, de coronavirus. Dar oamenii au nevoie de dreptate, de justiție și în așa condiții. Nu-i așa? Haideți să-i cerem noului Procuror General Stoianoglu să deschidă o adresă e-mail la care oamenii să poată transmite, poate chiar și telefonic, anumite probleme. Ca, de exemplu, Igor Fediuș raportează escrocherii și mizerii în satul lui de Baștină, de la Ungheni, unde zice se taie pădure, se taie copaci din plaiul Fagului sau alte ilegalități pe care ar trebui să le investigheze, nu-i așa? Procuratura Raională, dacă nu-i foarte coruptă, sau Procuratura Anticorupție sau Procuratura Generală.